Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem cum stăm la capitolul carieră săptămâna aceasta. Nativ berbec și ascendent berbec. Traversezi un moment de redefinire a direcției în care te îndrepți pe plan profesional. Dacă ocupi un post care nu te mai stimulează, în care nu te simți apreciat sau politica acelei instituții nu oferă prea multe șanse de creștere sau dezvoltare, ești hotărât să te repoziționezi. Relația ta cu cei care se află la conducere poate să fie destul de tensionată, iar tu nu mai ești dispus să mai faci vreun compromis. Expune-ți opinia, dar fii precaut în abordare. Nativ Taur și ascendent Taur. Ești prins în tot felul de analize și calcule în ceea ce privește situația și parcursul tău profesional, întrucât stabilitatea și continuitatea, care în mod normal te caracterizează, este pusă la încercare de ceva timp de nevoia ta de schimbare și reorientare. Ești determinat să îmbunătățești calitatea și productivitatea asocierilor tale, însă poți descoperi că nu toată lumea îți împărtășește interesele. Nativ Gemeni și ascendent Gemeni. În ciuda confuziei din ultima perioadă în privința direcției profesionale, ești inspirat în a vedea lucrurile din altă perspectivă. Eclipsa solară din Scorpion pregătește terenul unor schimbări importante pe plan profesional, care te vor propulsa și vor transforma situația actuală, întrucât rolul și impactul tău vor crește. Însă va trebui să te asiguri că gestionezi cu grijă impactul acestor schimbări în viața ta. Nativ Rac și ascendent Rac. Ai nevoie să găsești echilibrul potrivit între dorințele și obiectivele tale profesionale de a fi mai asertiv în această direcție, cu atenția investită într-o relație romantică sau un proiect creativ, artistic, care poate să-ți ocupe tot timpul. Cauți să-ți înțelegi mai profund propria filozofie de viață și să vezi ce este mai important pentru tine. Nativ Leu și ascendent Leu. Poți lua în calcul varianta de a-ți folosi spațiul în care locuiești pentru un proiect de business la care lucrezi de ceva timp, întrucât nevoia ta de a te dezvolta mai mult pe cont propriu ți-a acaparat atenția în ultima perioadă. Pentru asta vei avea nevoie să reevaluezi într-un mod obiectiv și realist posibilitatea efectuării unor investiții care să-ți susțină proiectul. Nativ Fecioară și ascendent Fecioară. Strategia profesională pe care o ai în vedere implică o mai bună cunoaștere a motivațiilor și a resurselor pe care oamenii le folosesc în viața de zi cu zi, ceea ce te determină să studiezi mai mult în această direcție, transformându-te într-un mic detectiv. Îți investești eforturile și atenția pe a-ți îmbunătăți calitățile de negociere și tranzacționare pentru a deveni mai persuasiv în mesajul pe care îl transmiți. Nativ Balanță și ascendent Balanță. Situația ta profesională este susținută săptămâna aceasta de o nouă abordare financiară care îți oferă perspective mai stabile și mai pozitive. Un început promițător și fructuos, iar tu ai șansa să-ți amplifici încrederea în propriul potențial. În egală măsură, ai nevoie să evaluezi impactul unor cerințe profesionale asupra ta pentru a vedea cât de confortabil ești cu ele. Nativ Scorpion și ascendent Scorpion. Traversezi un proces de redefinire personală care te va ajuta să înțelegi mai profund direcțiile în care vrei să te dezvolți. Relațiile cu cei din mediul în care lucrezi vor avea nevoie de anumite ajustări, întrucât nu toată lumea îți susține această dorință de schimbare. Va trebui să pui în balanță ceea ce este important pentru tine la nivel individual cu ceea ce se cere de la tine pe plan profesional. Nativ Săgetător și ascendent Săgetător. Interacțiunea cu o persoană din cercul tău de cunoștințe, vizând un proiect profesional important pentru tine, poate să întâmpine anumite probleme. Ești forțat să găsești o variantă mai bună și mai eficientă, însă ai toate șansele de a reuși, întrucât ingeniozitatea cu care abordezi situația va atrage ajutorul și susținerea potrivite. Nativ Capricorn și ascendent Capricorn. Plănuiești să-ți îmbunătățești imaginea și rolul profesional prin cultivarea unor relații favorabile cu oameni influenți pe plan social. Va trebui însă să-ți ajustezi determinarea și voința la o anumită politică de grup sau poate la un regulament mai mult sau mai puțin impus. Fii maleabil și gândește strategic. Nativ Vărsător și ascendent Vărsător. Eclipsa de soare din Scorpion activează sectorul profesiei și al imaginii tale sociale, aducând transformări benefice și reale în cariera ta. Vei avea șansa să stabilizezi fundația vieții tale, investind cu mai multă încredere și determinare în cariera ta. O persoană de sex feminin poate juca un rol important, susținându-te în realizările tale profesionale. Nativ Pești și ascendent Pești.
Săptămâna aceasta ești setat mai mult pe a-ți redefini perspectivele și propria filozofie de viață. Realizezi că dacă plănuiești să faci anumite schimbări profesionale viitoare, ai mai întâi nevoie să-ți clarifici ce te pasionează, în ce direcție merită să-ți investești resursele. Însă pentru asta vei avea nevoie de curaj și de a ieși din zona de confort. Aceasta a fost prognoza acestei săptămâni. Să aveți o săptămână minunată! La revedere!